Virgil Ghiță a primit o nouă lovitură după ce a ratat transferul la campioana din Ungaria, Ferencváros. Fundașul în vârstă de 22 de ani al celor de la FC Viitorul, pe care Gică Hagi ar urma să încaseze 800.000 de euro dacă se transferă la Ferencváros, a ajuns acum pe mâna medicilor și a fost nevoit să se opereze de urgență în Italia. Anunțul a fost făcut de clubul constanțean miercuri, pe pagina sa oficială de internet. Potrivit comunicatului, Virgil Ghiță a necesitat o intervenție chirurgicală pentru eliminarea unui chist osos de la femurul stâng. Astfel, fotbalistul fostei campioane a României s-a deplasat la Roma, la clinica Villa Stuart, acolo unde a fost operat de către profesorul Attilio Santucci. Din câte se pare, în urma acestei intervenții, el va lipsi de pe teren cel puțin 3 luni. Cotat de site-urile de specialitate la 1,3 milioane de euro, Virgil Ghiță mai are contract cu FC Viitorul până pe 30 iunie 2024. Fotbalistul, în vârstă de 22 de ani, a jucat în actualul sezon în 14 meciuri, informația de la Ovidiu. În cariera sa, el a evoluat numai pentru Academia Gheorghe Hagi și FC Viitorul, bifând selecții și la naționalele de tineret ale României.